Bună ziua, astăzi să vă prezint prima revistă Lego City din anul 2020. Atunci când m-am dus să o iau, credeam că chioșcurile de zero să fie închise. Mă rog, au fost câteva, dar locul de unde mi-au de obicei revistele nu e închis, ceea ce e o veste foarte bună. Și nu, cel puțin în orașul meu nu sunt închise. Dacă vă luați, vă recomand să nu o deschideți imediat, mai întâi spălați-vă pe mâini, ok? Spălați-vă pe mâini, că e groasă asta cu coronavirus. Probabil că o să ziceți, a, ieși din casă ca să-ți iei o revistă, e voie să ieși din casă doar ca să-ți iei mâncare sau chestii de la farmacie. Păi nu, mi-am luat și gofre, mi-a fost poftă, am o scuză. Oricum, să intrăm odată în pâine. La pagina 2 ni se povestește despre cele 3 personaje principale din serialul de pe Nickelodeon, iar la pagina 3 este cuprinsul. La pagina 4 începe banda desenată numită Prins în pânza de păianjen. Am citit banda, este foarte distractivă și amuzantă. La pagina 6 sunt instrucțiunile de asamblare pentru cadoul inclus. La pagina 8 este un joc în care trebuie să alegi drumul corect. Și la pagina 9 este o reclamă la revista Lego Ninjago numărul 2, care apare pe 31 martie. Să sperăm că până atunci nu se închid chioșcurile sau ceva. La pagina 11 este alt joc în care trebuie să unești două coloane. La pagina 15 trebuie să pui niște poze în ordine. La pagina 16 este un test cu privire la banda desenată. Mai departe sunt cele două postere, unul este cu cadoul inclus și celălalt este cu Duke Dayton. La pagina 21 este o imagine de colorat. La pagina 23 trebuie să descifrezi ceva zis de infractori. 26 și 27 e un labirint și câteva misiuni pe lângă. Și la pagina 31 se încheie banda desenată. Și am uitat să vă spun, banda desenată are 14 pagini. La pagina 32 este ceva ce mi-amintește foarte mult de revista Star Wars, unde ni se povestea puțin despre personajul R2-D2, aici ni se povestește despre personajul Duke Dayton, ceea ce mi se pare foarte interesant. Și pe partea opusă, la 33, este chestionarul. Și pagina 34, cadoul de data viitoare va fi un constructor cu un mini bulldozer. Bulldozerul nu arată tocmai bine, dar are un pachet bun de piese, zic eu. Și va apărea pe 16 iunie și are 27 de piese. Iar pe coperta din spate, asemănător cu o revistă Ninjago de anul trecut, decupez zona asta și faci o cutie. Eu sincer nu îmi place să stric o revistă. Acum că am văzut revista, e timpul să vedem cadoul. Acesta este cadoul, este un polițist pe o motocicletă. Are 15 piese, atât cu minifigurine cât și motocicleta în sine. Hai să scoatem motociclistul de aici. Toate componentele minifigurinei au mai apărut la reviste anterioare, mai puțin torsoul. Dar picioarele, capul, casca, vizeta, toate au mai apărut, n-avem ce poveste despre figurină. Însă, motocicleta e foarte faină. Și la revista anterioară am primit o motocicletă identică, dar roșie și cu un alt atașament în spate. De fapt, nu era atașament, erau mai multe cutii de pizza. Iar aici avem o lumină de polițist, o sirenă, nu găseam cuvântul. Un mic clip unde să poți pune niște cătușe. Îmi place această motocicletă, îmi place cel mai... Revistele mele preferate de la City sunt acelea care vin cu motociclete, că piesele astea sunt foarte interesante chiar dacă sunt foarte mari. Și aceasta este revista a
Nu este mult de povestit, deoarece cadourile, deși sunt foarte pline, sunt foarte simpliste și nu ai mare lucru ce povesti. Deci, noi ne vedem data viitoare, cel mai probabil tot cu o revistă.